Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile Mix 2 TV, sunt Silvana Vorovenci. Caz șocant. Una dintre cele mai îndrăgite profesoare de la Colegiul Tehnic Remus Răduleț din Brașov a fost găsită moartă. Trupul Vioricăi Borzo și-a fost descoperit de un muncitor pe drumul spre Transfăgărășan. Femeia avea pe corp mai multe urme de lovituri. Poliția cercetează cazul. Vestea a picat ca o bombă printre colegii profesoarei de sport. Decesul femeii a fost anunțat de către autoritățile din Sibiu. Viorica Borzo a lucrat timp de 20 de ani ca profesoară de sport la Colegiul Remus Răduleț. Era foarte iubită de elevi și de colegi. Aceștia spun că era o femeie extraordinară. De asemenea, colegii au postat un mesaj de condoleanțe pe site-ul Colegiului Remus Răduleț. Dascălii de la Colegiul Tehnic Remus Răduleț spun că nici acum nu le vine să creadă că Viorica Borzo a murit. Am fost chemat la telefon pe la 1 fără un sfert. Vine secretara, tocmai o felicitam pe colegă, postul de poliție Cârțișoara, agent principal X, Raul, să-mi spună dacă cunosc o doamnă profesoară, dacă cineva a lipsit, m-a luat prin învăluire, ce să zic. I-am spus, domnule, spune-mi, domnule, care-i treaba? Am început să pună niște întrebări care mi s-au părut puțin suspecte. După aceea am sunat pe cineva în Cârțișoara, un bun prieten de acolo, care era și rudă cu respectiva persoană, agent, și mi-a confirmat decesul. Pentru că este vorba despre o crimă, anchetatorii le-au cerut inițial profesorilor din Brașov să nu le spună elevilor despre tragedie. Am fost rugat să păstrez discreție. Marți deja au început să vină copiii din clasa ei la mine și a fost tare greu. Tare greu. Dar marți, miercuri, nici nu știu, miercuri sau joi, au fost cei de la Sibiu și ajutoarele, sprijinul de la Brașov, și mi-au spus să nu le spun, să nu cumva ancheta să aibă de suferit. Se uitau la mine copii de clasa 12-a, pe care cred că i-ați văzut aici. Mi-a fost tare greu, l-am calc pe suflet să mint conștiința. Până la urmă i-am spus persoanei respective, domnule, eu nu mai pot, eu trebuie să le spun, că dacă nu ajung la nu știu unde. Și am primit ok-ul, m-am dus în clasă, erau cu actualul diriginte pe care l-am nominalizat în clasă și le-am spus, uite, că diriginta lor nu mai este. Motivul crimei pare a fi o moștenire în localitatea Bran, o casă și mai multe terenuri. Profesor avea grijă de o mătușă în vârstă de 98 de ani și primea mesaje de amenințare de la un nepot care se temea că femeia ar urma să primească întreaga moștenire. Nepotul este însă plecat în Italia. Polițiștii de la Sibiu au deschis o anchetă, dar încă nu au reținut niciun suspect în acest caz. Ea mi-a spus că are probleme cu nepot, că tot o amenință acest nepot, pentru că ea urma să moștenească mare parte din averea mătușii, care avea 96 de ani. Acel nepot a venit cumva și la școală? Mai de mult a mai fost și pe la școală. Deci se cunoșteau problemele? Se cunoșteau, toate colegele știau. Iar vineri mi-a povestit că doarme într-un pat pliant în garsonieră a mătușii, care era confort 2, de frică că nepotul le-a trimis mesaje de amenințare, că le-a spart ușa și i-a luat bătrânii o sumă mare de bani cu ceva timp în urmă. Mai mult, nu știu, vă zic, suntem șocați, suntem... Pentru moment nu se știe cine o va înmormânta pe femeie. Deocamdată trupul neînsuflețit se află la laboratorul de medicină legală din Sibiu. Colegii profesoarei spun totuși că, dacă familia nu se va ocupa de funeralii, ei sunt dispuși să suporte toate cheltuielile. Două autoturisme răsturnate în miez de noapte în Brașov. Accidentele s-au produs duminică la interval de câteva ore. Primul a avut loc pe calea București, în apropierea giratoriului de la capătul de linierat. Două persoane au fost rănite, un bărbat în vârstă de 21 de ani și o femeie de 23 de ani. Victimele au fost transportate la spital. Aveau rând la față, dar erau conștiente. Al doilea accident s-a produs pe bulevardul Mihail Cogălnicianu, în apropierea intersecției cu bulevardul Victoriei. În acest caz, polițiștii au fost alertați de un locatar din zonă, care a văzut mașina răsturnată pe un trotuar și a sunat la 112. În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, au mai găsit doar autoturismul avariat abandonat. În ambele cazuri, polițiștii efectuează cercetări.
Arad Brașov vrea să-și reînnoiască parcul auto. Regia locală de transport dorește să achiziționeze numai puțin de 85 de autobuze noi cu un grad de poluare mai mic. Mijloacele de transport în comun ar urma să fie achiziționate printr-un credit de la BERT. Noile mașini vor face parte dintr-un așa numit stoc tampon, care să completeze parcul auto al RAT Brașov. În acest sens, reprezentanții municipalității discută cu cei ai Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare despre accesarea unui credit destinat achiziționării autobuzelor și troleibuzelor noi. Valoarea totală a acestora este estimată la aproximativ 20 de milioane de euro. Pentru achiziționarea noilor mijloace de transport în comun, Consiliul Local trebuie să aprobe accesarea sumei necesare de la BERD, iar mai apoi Ministerul Finanțelor trebuie să-și dea avizul. Abia după ce vor fi parcurși acești pași, autoritățile locale vor lansa o procedură de selecție a furnizorului de mijloace de transport în comun și va fi lansată o comandă. 270 de elevi din toată țara dau examenul de bacalaureat la Brașov. Anul acesta, Colegiul Național Nicolae Titulescu din Brașov a fost ales centru de examinare pentru bacul special. Această sesiune este organizată pentru elevii care participă la olimpiade internaționale sau concursuri sportive în perioada în care se susține în mod normal examenul maturității. Prima probă, cea la care au luat parte elevii, a fost cea de competențe lingvistice și de comunicare orală la limba și literatura română. În această săptămână, bacalaureatul va continua cu celelalte probe de competențe, urmând ca săptămâna viitoare elevii să dea probele scrise. Pentru a putea participa la sesiunea specială de bac, liceenii au fost nevoiți să facă dovada că în perioada verii au competiții sportive, olimpiade internaționale sau că au fost admiși la universități din străinătate, care le cer notele mai repede. Unii sportivi au concurs în acea perioadă, în care se dă cel normal. Pentru tine, bine din punctul de vedere. Da, da. Pentru că pot participa la concurs. Sunt în lotul olimpic la chimie și de aceea dau bacul special. Pentru noi cel puțin este foarte bine și ne ajută foarte mult, pentru că în continuare noi trebuie să ne pregătim pentru concursuri internaționale și astfel, dându-l mai devreme, avem mai mult timp și un program mult mai ușor. Eu fac sport de performanță și în perioada bacalaureatului eu am concursul naționalele. Și de aceea, canotaj. Avem mai mult timp după, avem vacanță mai lungă. În acest an, sesiunea de bacalaureat va avea loc în perioada 13 iunie-8 iulie. Primele sunt programate probele de competențe în perioada 13 iunie-1 iulie, examenele scrise fiind între 4 și 8 iulie. Doi turiști au fost la un pas de a rămâne fără bani, documente și telefoanele mobile în plin centrul Brașovului. Totuși au avut noroc, pentru că geanta cu 1000 de euro și obiectele personale a ajuns în posesia polițiștilor locali. O filipineză și prietenul ei român aflați într-o plimbare prin oraș la sfârșitul săptămânii trecute s-au oprit câteva minute pe o bancă de pe strada Mihail Weiss, suficient cât să își piardă geanta. Aceasta a fost observată de muncitorii de la salubritate, care au predat lucrurile echipajului de la poliția locală. Oamenii legi au descoperit în poșeta pierdută de turiști suma de 1000 de dolari, două telefoane mobile și documentele, cu ajutorul cărora au și fost identificate persoanele respective. Românul și filipineza au fost extrem de fericiți că vacanța lor a fost salvată și au insistat să le mulțumească polițiștilor locali pentru profesionalismul de care au dat dovadă oamenii legii. Drumul Național 1 va avea separatoare de beton. Reprezentanții CNADNR spun că lucrările pentru montarea acestor separatoare vor începe la jumătatea lunii viitoare. Asta după ce atât șoferii cât și polițiștii au solicitat în repetate rânduri instalarea unor astfel de separatoare între sensurile de circulație. Compania de autostrăzi și drumuri naționale a anunțat că a comandat deja parapetele de beton, iar montarea separatoarelor va începe în luna iunie. Costurile sunt de aproape 52 de milioane de lei fără TVA, adică peste 11 milioane de euro. DN1 este cea mai circulată șosea din România, unde se produc cele mai multe accidente de circulație. Brașovenii au talent. Cel puțin la street dance avem cele mai tari trupe din țară. La competiția națională desfășurată la Bistrița au participat 55 de grupuri din toată România, iar trupa Anturaș Dance Center din Codlea a câștigat concursul. Brașovenii au luat parte la concursul de la Bistrița cu 17 dansatori, însă Anturaj Dance Center are în componență 45 de membri. Rezultatul de la Bistrița este cu atât mai important cu cât membrii trupei din Codlea participă rar la concursuri, pentru că nu au bani de deplasări. Nu pot spune că avem o susținere foarte, foarte, foarte bună. Cu sala ne e destul de greu, pentru că sunt chirii foarte mari, iar noi suntem tineri, nu avem o situație financiară foarte strălucită ca să ne permitem săl de sute de lei. În schimb, am observat că alte stiluri sunt puțin mai susținute. Street dance-ul încă nu este atât de mediatizat pe cât ar trebui. Dansatorii din Codlea sunt cei mai buni din România, chiar dacă unii practică street dance-ul doar de câteva luni.
A fost un sport foarte important pentru că am luat locul întâi și la faza locală și la faza națională. Pentru mine a reprezentat foarte multă muncă, energie, distracție și puțin nervi, pentru că nu ne mai ieșeau mișcări sau coreografii, dar într-un final s-a putut vedea rezultatul. Am încercat mai multe stiluri, am zis că merită o schimbare și am zis de ce nu, e o oportunitate. Așa că am intrat, Alex m-a primit cu bucurie, am fost acolo toți, haideți să repetăm, haideți să petrecem, nu știu ce. Și încet, încet am ajuns să mergem la concursuri, la diferite spectacole și tot mai sus. Și a fost foarte fain, deci ne înțelegem foarte bine. Îl practic de aproximativ 5 luni și, nu știu, m-am simțit foarte atras de stilul ăsta de dans. Adică mă uitam și la videoclipuri pe internet cu chestia asta și chiar mi-a plăcut. Eu am zis, și aia dansuri, știi, nu știu ce să fac. No, am venit acolo și când i-am văzut pe ei, am zis, bă, ăștia-s nebuni. I-am zis, ce fac ăștia? No. Și după aia am încercat să fac și eu, m-am uitat pe internet acasă și am văzut, e foarte fain, adică poți să dezvolți cât și fizic și psihic cu acest dans. Trupa Entourage Street Center a fost înființată în 2009. Următoarea competiție națională importantă la care brașovenii speră să ajungă, dacă vor face rost de bani, va fi la Botoșani în luna iulie. Simulare de incendiu la un hotel din Poiana Brașov. Unitatea de cazare a fost cuprinsă de flăcări, mai mulți turiști au rămas blocați în camerele în care erau cazați, dar au fost salvați de pompierii sosiți la fața locului. Acesta a fost, pe scurt, scenariul exercițiului pus la punct de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov. S-a urmărit modul de acțiune al salvatorilor, testarea procedurilor de intervenție, creșterea capacității operaționale, dar și evaluarea modului de acțiune pentru evacuarea turiștilor aflați în clădire și stingerea incendiului. 300 de joburi sunt disponibile în acest moment la Brașov, în ce domenii aflați în rubrica Biz, în care vă mai spunem și în ce țări exportă Brașovul cel mai mult. Peste 300 de joburi sunt disponibile la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Brașov. Cele mai multe sunt în meserii precum agent servicii clienți, manipulant mărfuri, lucrător comercial sau agent de securitate. La mare căutare sunt și electricienii sau asistenții medicali. Oferta este însă destul de variată și se adresează atât muncitorilor necalificați cât și absolvenților de studii superioare. Astfel, pentru brașovenii care au terminat o facultate, cele mai multe joburi sunt pentru ingineri și programatori, dar se caută și manageri, redactori sau economiști. Toți cei interesați pot afla mai multe amănunte de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov. Brașovul ocupă primul loc în cadrul regiunii, atât la exporturi cât și la importuri. Județul nostru exportă peste 34% din totalul mărfurilor vândute în afara țării de firmele din regiune. Brașovul se află în clasamentul pe țară al județelor pe locul 4, referitor la volumul exporturilor, după județele Argeș cu 11,1%, Timiș 10,1% și Arad cu 6,1%. Principalele țări partenere ale județului Brașov la export au fost Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Turcia, Belgia, Marea Britanie, Suedia și Ungaria. Moneda europeană a fost cotată la 4 lei și 48 de bani. Dolarul valorează la cotația BNR 3 lei și 96 de bani, iar francul elvețian 4 lei și 06 bani. Prețul aurului continuă să crească și ajunge la o valoare de 163 de lei și 51 de bani gramul. Au înotat 24 de ore pentru o cauză nobilă. Ediția din acest an a maratonului celor 24 de ore s-a desfășurat la bazinul olimpic și a avut ca scop strângerea de fonduri pentru sprijinirea copiilor cu autism. 277 de sportivi au luat parte la competiție. Fiecare participant a înotat 4 serii de 30 de minute din 6 în 6 ore. O echipă a fost formată din 12 concurenți. Anul acesta este prima dată când această competiție s-a asociat cu o cauză umanitară, strângerea de fonduri pentru copiii cu autism. Mi se pare un lucru foarte bun pentru toate categoriile de vârstă. Deci este un lucru foarte plăcut, poți să te bucuri. Copilul meu are 7 ani și am fost ca frații, a notat ca la fel ca mine. De 3 ori 1100 și după 1000. Ai mai notat așa mult până acum? Nu. Pentru mine e a 12-a participare, din 2003 continuă. Iar anul ăsta am avut o surpriză plăcută să fiu invitat alături de Asociația Medicilor de Sprijinul Copilor Autiști și să adunăm prin asta fonduri pentru terapia lor. Și a fost foarte bine și cu mare suport. Maratonul celor 24 de ore de înot de la Brașov a fost organizat pentru prima dată în 1993. Competiția este înscrisă în calendarul Federației Române Sportul pentru Toți. Pe
Peste 10.000 de turiști sunt așteptați să ajungă la malul Mării Negre la începutul acestui sezon estival, în cadrul ediției de primăvară a programului special Litoralul pentru Toți. Unitățile de cazare incluse în ofertă oferă camere la prețuri similare celor din anii trecuți. Programul are loc în perioada 15 mai-18 iunie, cu scopul de a continua sezonul după mini-vacanța de 1 mai, iar oferta este diversificată și include și în acest an hoteluri care oferă turiștilor pachete all-inclusive. Tarifele practicate pentru 6 nopți de cazare pentru zona Mamaia Constanța Eforie sunt de 205 lei de persoană pentru un sejur la un hotel clasificat cu o stea, 235 de lei la un hotel de 2 stele sau 315 lei cu mic dejun inclus, 265 de lei la un hotel de 3 stele sau 485 de lei la un hotel de 4 stele, respectiv 605 lei la unul de 5 stele. Pentru sudul litoralului, în stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, tarifele maximale sunt semnificativ mai mici. Tarifele pentru un sejur de 6 nopți de persoană vor fi cuprinse între 159 de lei la un hotel de 1 stea și 465 de lei de persoană la un hotel de 5 stele, cu mic dejun inclus. Ca și la ediția precedentă, turiștii beneficiază și de varianta all-inclusive. Tarifele maximale pentru sejururi all-inclusive de 5 nopți de persoană ajung până la 765 de lei la un hotel de 3 stele. Pacienții cardiaci asigurați beneficiază de implanturi de stimulatoare cardiace gratuite. Acest lucru este posibil datorită specialiștilor unui spital privat prin Programul Național de Asigurări de Sănătate. Datorită progreselor uimitoare ale tehnologiei, procedurile de implant au devenit tot mai simple. Este vorba despre un program care deja este în desfășurare de câțiva ani, un program în care spitalul nostru, cu ajutorul substanțial al casei de asigurări, ne permite să oferim pacienților care au indicația de implant de stimulator cardiac, acest stimulator cardiac absolut gratuit. Noi oferim cadrul, expertiza, procedura, stimulatoarele cardiace sunt oferite gratuit din partea casei de asigurări. Stimulatoarele cardiace salvează vieți de peste o jumătate de secol și ameliorează simptomele specifice bradiaritmiilor, acțiuni ce nu pot fi suplinite de nicio altă metodă terapeutică, spun cardiologii. Pentru a beneficia de acest program gratuit, pacienții trebuie să fie asigurați, să aibă indicație medicală pentru un astfel de implant, bilete de trimitere pentru internare de la medicul specialist sau medicul de familie. O tradiție veche de sute de ani a fost readusă la viață în Comuna Cristian. Sărbătoarea mestecenilor a fost un prilej bun pentru fecior să meargă cu alaiul prin toată localitatea și să ceară mâna fetelor nemăritate. Festivalul de la Cristian precede sărbătoarea lusalilor a etnicilor sași. Ceata de flăcăi a fost condusă de un vătaf, care poate fi ales doar o dată în viață și doar pentru un singur an. Tinerii satului au pus la poarta fiecare fete nemăritate câte un mesteacăn. Toate fetele care sunt demăritate în Comuna Cristian le punem câte o mesteacă. Se numește balul mestecenilor, adică mestecenii se vor pune la fetele măritate. Noi, alaiul, care sunt rezoritori, dorim ca toți cristolovenii să iasă afară, să vină la bal, cât în urmă, cât mai mare, și să aștepte fetele acasă. Acest bal reprezintă ceva de suflet. Am fost și eu bătaf, acum 4 ani de zile, tot pe vremea asta. Ne bucurăm că putem menține bine încă tradiția vie și sper să dureze încă 100 de ani cel puțin de acum încolo. Fetele nemăritate din comun au fost scoase la dans de feciori. În casa aceasta sunt fete de măritat. Și o să se mărite în curând acum dacă au venit tot? Nu știu, să sperăm. Sunt gata să mă mărit în curând. Și așa este? Deocamdată nu, dar în viitorul apropiat. Cu o săptămână înainte ne pregătim de bal. Evenimentul de la Cristian s-a încheiat cu balul mestecenilor, unde a fost aleasă prințesa balului, cea mai frumoasă fată a comunei. Muzică de fanfară, voie bună, parada portului popular, dar și a cailor de rasă. De toate acestea au avut parte cei care au ajuns în weekend la prima ediție a festivalului Fiii Satului, care a avut loc la Rodbaf. Festivalul a adunat în centrul satului Rodbaf sute de localnici îmbrăcați de sărbătoare, cu cele mai frumoase costume populare. E un costum tradițional săsesc, foarte vechi, este 99% original, cu mici noutăți, modificări. Avem puțin sași la noi în sat, suntem doar 11. Parada cailor a reprezentat principala atracție a festivalului.
Evenimentele din centrul localității s-au încheiat cu tradiționala horă. Cei mai valoroși fotbaliști din Hărman și-au măsurat forțele. Pe terenul principal din localitate s-a organizat cea de-a noua ediție a Cupei Primăverii la fotbal. La competiția organizată de primăria Hărman s-au înscris 6 echipe care au fost împărțite în 2 grupe. Fiecare formație a avut câte 10 jucători. Se desfășoară pe 2 terenuri, concomitent în 2 serii, 25 de minute repriza, 5 minute pauză. Finala mică este locul 2 din fiecare serie, iar finala mare, bineînțeles, câștigătoarea fiecarei serii. Competiția a fost câștigată de formația Mafia, care a învins în finală echipa Zecarii cu 2-0. Primele 3 clasate au primit cupe, diplome și medalii. Știrile Mix 2 TV au ajuns la final. Sunt Silvana Voroven și vă invit să rămâneți alături de noi pentru informațiile din sport prezentate de Răzvan Țirea și datele despre vreme. La revedere!